știți, mâine e primul meci din play-off. Un play-off așteptat de noi ceva vreme. Eu cred că suntem pregătiți pentru a începe cu dreptul. Așa cum am avut rezultate bune în ultimul timp, sper să le avem și în play-off, pentru că avem o echipă bună, competitivă, disciplinată și sper doar ca timpul să se îndrepte puțin, pentru că astăzi, din păcate, acest vânt care e foarte greu să joci și sper ca peste noapte să nu se mai schimbe programul, poate mâine ne trezim cu vocea, adică. Și nu cu fecior, cum s-a întâmplat cu programul. Noi avem un program, ne-am pregătit pentru program, am făcut planuri de pregătire și tot, și acum ne-am trezit în lumea să fie, când am văzut că s-a schimbat modificarea. Dar să jucăm deplasare. Sau dacă e jucăm deplasare și nu avem de să ajungem mâine la meci. Glumim, dar ca la noi, așa că nu se mai vorbească atât de mult pe tema asta, toată lumea vorbește pe CSU Craiova, toată lumea pe părerea, fără să citească exact ce se întâmplă, ce s-a întâmplat, ce acte există, cum s-a luat niște hotărâri, toți au ceva împotrivă, pentru că așa suntem. Nu e o problemă, chiar astăzi am avut și o întâlnire cu jucătorii înainte de antrenament. Am discutat ce înseamnă play-off, am discutat ce înseamnă grup unic, am discutat ce înseamnă cei din exterior, pentru că vom avea de luptat cu mai mulți factori, nu numai cu jucătorii adversi în teren, și trebuie să fim foarte bine pregătiți din acest punct de vedere, în primul rând psihologic. Fizic suntem pregătiți, sănătoși, aproape totul e valid, avem o singură problemă cu Marian Cârjă, iar întorsă, suferită în antrenamentul de alalte, în rest, toți jucătorii care au fost până acum, că știți că mai sunt două cazuri cu jucători care se recuperează, sunt pregătiți, sunt hotărâți, sunt montați și sper să începem cu o victorie. E foarte important cum plecăm la drum. Altceva? Dar opresul antrenor de la Fecior spunea că ei chiar se gândesc la promovare. De ce să nu se gândească? Sunt în primele șase, chiar dacă sunt pe locul șase, au șansa lor. Dacă și de toate meciurile, poate au șansa. E foarte bine, așa trebuie să gândească fiecare antrenor și fiecare echipă. Noi nu ne așteptăm la un meci ușor, cu echipă care să vină să nu joace nimic. Din contră, ei vor juca șansa. Ne-au pus mari probleme. Am văzut și meciul din tur când au avut șanse și la 1-0. Bine, noi luăm mai puțin, dar atunci echipa a dovedit că e un grup unic și a remontat. În meciul retur, unde am fost și eu prezent, am avut probleme destul de mari cu ei, am câștigat cu noroc, dar norocul face parte din fotbal și de multe ori mai câștig și pe stăbiciunea adversară. Eu mâine sper că echipa o să-i bună și o să dovedească că este superioară. Și prin joc, și prin rezultat. Terenul va fi greu, indiferent dacă se oprește. Terenul este bun, acum am fost la văzut, după atâta ploaie căzută, arată bine, dar mai rău decât apa ar fi vântul. Dacă vântul va fi la fel, va fi foarte greu să mai construiești, să joci și ne va dezavantaja. Adică cred că va fi un meci de luptă, însă noi trebuie să ne adaptăm rapid și dacă e nevoie să luptăm, în sensul că nu putem să construim prea mult, să pasăm, vom face și lucrul ăsta. Important este să ne adaptăm. Cine se adaptează rapid și nu riscă pe un asemenea teren, va avea de câștigat. Aveți așteptați o veste bună de la Federație, de la Comitetul Executiv? Nu are ce veste să ne dea Comitetul Executiv. Am înțeles că astăzi CSU Craiova expune punctul de vedere cu acte, și, dar lucrul acesta e cunosc. Eu nu știu de ce trebuie să vă luați după ce vorbește unul și altul pe la transmisiuni sau prin ziare. Sau... E un curent împotriva noastră, asta e clar, asta se știe. Dar nu ne pasă, atâta timp cât suntem vii și nevătămați, mergem la luptă și ne luptăm și jucăm, pentru că asta știm să facem. În rest, să vorbească cine vrea, ce vrea, noi știm mai bine ce avem de făcut. Nu mai spune cum patru, mai era curentul ăsta împotriva noi? Dacă eram în play-out, acum nu mai spunea nimeni nimic. Asta e, așa e la noi. Toți încearcă să câștige pe alte metode și încearcă să influențeze într-un fel sau altul, în loc să fie pe teren. Noi ce să mai zicem că am avut 12 puncte? Avantaj la terminarea, să zic așa, cum se zic, nu știu, campionatul, deci, acum e un alt campionat, practic. Și care nici nu au contat. 12 puncte față de locul 2. Și asta e. Am văzut că s-a schimbat programul meciurilor. Poate că într-un fel ne dezavantajează, poate că nu ne va dezavantaja, nici nu știu. Nici nu m-am uitat pe tot programul, doar am văzut că s-a schimbat și se joacă altfel.
Vă dați seama că nu se poate schimba peste noapte, fără să anunț cluburile, fără să le cer părerea. Și atunci tot vorbim că facem, că dregem, că se schimbă lucrurile în fotbal, că se schimbă... România e țara tuturor posibilităților. Dacă totuși Universitatea Craiova nu are timp de promovare, rămâne să spun la final... Dar am spus-o dinainte și o mai spun încă o dată, atâta timp cât conducerea mă dorește aici. Eu sunt dispus să stau 3 ani în divizia a doua, dacă va rămâne Craiova 3 ani în divizia a doua, dacă mă dorește și conducerea. Deci nu o să renunț de bună voie sau pentru o altă ofertă, pentru că mi-am dat un cuvânt și am semnat niște lucruri. Și atunci, eu așa sunt, o să mă cunoașteți în continuare și o să vedeți că nu... O să păstrați și înregistrarea, dacă va fi altfel, să nu dați cu ea cap. A fost una altă coleg, dar el face privegii mai evidenți cu atâtare. Da. Pe prietenie. Păi prietenul meu. Nu știi că așa e? Da. Dacă ar fi la Universitatea Craiova, ce ați spus? Păi dacă era la Universitatea Craiova, era... Se bătea cu toți pe acolo. Eu ce să fac? Stau și mă amuz, că m-a amenințat, că o să văd la emisiune, că eu la Digi, că o oră și ceva, o să fac coaptele, vă distrug, îi distrug pe toți, că eu conduc acolo. Că... M-am uitat și a fost un mare pârț. N-a fost nimic. Un pârț din ăla care nici măcar după boală de fasole n-a fost. Ce să mai... M-am uitat și am zis, băi, să vedem cu ce lucru, bă, nimic. Tot că nu suntem afiliați, din contră, suntem, domnul Burleanu a recunoscut că suntem afiliați provizorul și avem aceleași drepturi și aceleași obligații față de toți ceilalți. Deci suntem afiliați provizorul până la hotărârea adunarea generală, filiera. Că nu s-a hotărât la ultima. Păi nu s-a hotărât că a fost bătaie pe acolo când să se hotărască. Și s-a amânat. Deci s-a amânat și e valabil până la următoare. Sunt niște lucruri atât de clare, însă fiecare le interpretează cum vrea și ce nu-mi place, așa că văd mulți colegi de-ai mei și din presă, că acum pot să le zici colegi, că am fost împreună. Și toți au ceva așa, adică toți sunt porniți. Nu, domne, nu, echipa asta nu are ce căuta, nu are ce să... Bun, și care să ne dea atunci afară, să ne distrugă, să ne desfințeze. Ce se întâmplă? Și așa e criză de echipe și de condiții și de bani. Era singurul oraș în momentul respectiv, mare, cu fotbal, de tradiție, care nu avea echipă. Și oamenii au zis, cum le-a dat și Timișoarei, înainte, care la fel, un oraș cu fotbal, cu tradiție, nu avea echipă, dom'le, mai vă dăm o șansă, vă dăm un loc. La noi mai erau 3 locuri libere, de ce nu au ieșit alții în serie, nu? Când s-a făcut asta acum 2 ani. Și le-a oferit o șansă, era singurul oraș mare, Craiova, că restul toate orașele mari aveau echipe. Dar, sigur că nu, dar de ce, dar pe ce lege? Pe nicio lege, pe un vot. O propunere și un vot care contează, adunarea generală. Toți au votat, nu s-au abținut. Toți au fost de acord. Că au zis, hai să ajutăm fotbal. Și de acolo până acum ne-au rupt. Acum stai că am văzut că nu mai e clonă, e cartof. Sau nu știu, cartof e bine, sau nu știu ce. Cine a zis, am citat, dar nu mai știu, în ziua. Că e o problemă, nu mai e clonă, e un cartof e bine. Asta e, în fine. Noi facem glume și ca așa că să ne bine dispunem și oricum pentru noi. Pentru noi contează în primul rând ce putem face pe teren. Știm că avem lucruri de pus la punct acolo pe teren. Nu-i ușor, o să fie greu. O să fie greu, bătem și de arbitraje, de data asta greșeli de arbitraje împotriva noastră. Dar așa cum am fost până acum și o să fiu de acum, indiferent ce se întâmplă, n-am treabă cu arbitru, eu îi respect și consider că întotdeauna arbitru poate greși pentru că eu nu mă gândesc la alte prostii. Mă gândesc doar la fotbal. De fapt, avem 10 finale. Începe, nu știu, un mini-campionat și noi trebuie să scoatem maximum din aceste 10 meciuri. Azi și vremea e neplăcută, dar nu avem ce face. Trebuie să mergem și să câștigăm. Asta e obiectivul nostru pentru mâine. Pentru voi e presiune cu promovarea sau deja e uitat subiectul? Noi, unii jucătorii, nu avem nicio treabă. Noi trebuie să jucăm, noi trebuie să obținem promovarea pe plan sportiv. După aceea, lucrurile, nu știu, juridice se ocupă altcineva, cine se pricepe mult mai bine. Noi trebuie să promovăm pe teren. Ca și favoriți, e o presiune mai mare asupra voastră, celelalte echipe, adică celelalte. Unele dintre ele n-au presiunea asta. Voi aveți obiectiv clar. Da, asta ne dorim. Sincer, nu ne interesează ce spun ceilalți competitori. Pe noi ne interesează să câștigăm toate meciurile sau să încercăm să câștigăm tot și să reușim să promovăm, cum am spus, pe teren. Nu ne interesează ce spun ceilalți, că ați văzut, să se spun lucruri adevărate, neadevărate, chiar nu ne interesează. Nu, pe teren nu ne
Deci voi porniți la fiecare meci la viitor. Cred că cel mai bun parcurs din această serie. Numai că acum nu mai permitem meciuri, nu știu, pari greșiți, trebuie să jucăm fiecare meci la victorie, pentru că mai sunt doar 10 meci. Deci cu alianța altor echipe împotriva voastră, echipelor din Ardeal? Nu știu, mie mi s-a părut ciudat că Bistrița a fost resuscitat în ultimele două meciuri. Ciudat, s-au făcut, nu știu, probabil niște calcule și a fost și mai bine ca Bistrița să intre. Nu știu. Spun și eu doar ce am auzit. Nu sunt sigur, nu am dovezi, nu mă interesează lucrul acesta. Dar nu era nicio treabă. Atât timp cât vom câștiga pe teren, ceilalți poate să facă ce doresc. Colegul tău, Costolaite, a avut dovezi când a spus că două minute de ce a ședat cu meci. Da, că a avut dovezi, trebuie să iasă la televizor să le expun. Dar așa, nu știu, prostii de-astea mai auzi și. Cum interpretezi? Nu, n-am pus să iau. Acum ce ne recunoaște, să dă primul la cel jucător. Așa spune domnul președinte Burleanu. Primește, dai seama, la noi erau mulți care primeau primele astea, care erau un simbolare. Ce contează ce ne-am să câștigați acum sau stătăm? În primul rând, punctele. Punctele puse în joc, important să reușim să promovăm spectacolul în Liga 1. Te dezavantajează clar și pe tot tehnic. Teren. Da, asta e, trebuie să ne adaptăm. Exact cum a spus și domnul Balint, trebuie să ne adaptăm. Vedem cum o să fie mâine vremea, terenul și nu are ce face. Indiferent că jucăm, că vă ajuta cineva, important este să câștigăm. Nu contează, suntem o familie și nu contează cine dă gol, cine joacă. Și toată lumea va avea de câștigat, de la primul până la ultimul club. Așa că nu are nicio legătură ce se va întâmpla mâine. Te-ai propus să-l spus Golgetă pe Costin? Eu am spus de la început că Curelea va ajunge Golgetă, probabil că se iei. Îmi doresc, dacă eu voi participa, dacă voi avea și eu reușite, va fi foarte bine și pentru el, și pentru mine, și pentru toată echipa. Din încolo de ce s-a întâmplat cu sportul, cât de mare e frustrarea de a nu ți se recunoaște ce ai reușit pe teren? Exact de problema ce sunt. Asta e cea mai mare problemă. Dar doar, nu știu, niște vorbe aruncate în vânt, așa, vorbe, din punctul meu de vedere, prostești. Probabil că, nu știu, a dorit să fie băgat în seamă, s-a făcut o întreagă tevatură și pentru nimic. Mie mi se pare, v-am spus mai devreme, o prostie și atât. Nu vreau să mai comentez, pentru că în momentul de față nu mai e caz. Dar se referea la faptul că, deși ați terminat fruntea clasamentului la sudul de fundație, și acum la fel, dacă ar fi să promovați, să nu fiți primiți în Liga 1. Asta nu mai... Vă dați seama că, până la urmă, e munca de un an de zile sau de mai mult timp, ar fi, într-adevăr, chiar ar fi o frustrare. Pur și simplu, ți-ai bate joc de munca unor jucători și nu ar fi normal, nu mi s-ar părea normal. Am dorit din tot sufletul meu ca să ne devenim obiectivul acela de a promova Liga 1. Suntem toți cei din greaba maximă, suntem alături de băieți. În primul rând vreau să pornim cu dreptul pe ochiul ăsta. Prima victorie contează, după părerea mea. În rest, le doresc mult, mult succes mâine. Aveți emoții cu promovarea echipei? Nu avem emoții. Diferența mare între puncte este să vedem ce decide Federația sau cine sunt oamenii care în primul rând au dat loc și acum trebuie să spună de prima dată. Jucați în Liga a doua, dar aveți drept de promovare. Mi se pare foarte corect că aveți drept de promovare, trebuie să promovăm. Și eu sper că să se țină cont de treaba asta, că orașul ăsta Craiova a dat un jucător la echipa națională, nu numai Craiova. Și alte echipe care n-au avut drept de promovare. Și sper să se ia și această... să țină cont de aceasta, e posibil. Eram un jucător la echipa națională, care am reprezentat echipa României. S-a cântat timpul. Eu sper din tot sufletul să avem drept de promovare. Ce le transmiteți băieților de acum? Hagi a declarat pe vremuri despre dumneavoastră că sunteți singurul fundaș din lume de care ești. Știți și fotbalul, știți și celelalte. Eu cred că jucam fotbal. Eu am devenit sperietoarea la toate extremele care le-am avut. Nu cred că am jucat să dau cu bumbu sau să dau cu ăsta. Jucam la mine dacă se mai făcea și eu. Asta e fotbalul. Se joacă tare, se mai joacă și acum nu se mai poate. Acum se joacă fotbal. Mai dai cu bumbu sau intri cu talpa sau ăsta, îmi dă imediat cartonaj roșu.
Ce astea au fost timpurile. Ce nu-ți mai aveau o campanie de asta? Nu știu, Crăciunescu, de la urmă Crăciunescu, că el e necontrolat. Cum las eu, cum las eu grip pe, pe Bale, aseară? Da. Un jucător foarte bun. Să dai mingea pe lângă ăla, să iei, mai aveam și noi un neamitică mare cu care zicea Mora. Să dai mingea pe lângă fundașul dreapta și a legat pe zbură, și a legat înaintea lui. Jucător de clasă. De care? Sunt jucători foarte scumpi, înseamnă că au valoare.